Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu, etalare pentru octombrie. Da, mai avem destule zile, chiar dacă am întârziat, mai avem destule de zile de trăit din acest octombrie minunat și superbă toamnă colorată și plină de transformări. Dragii mei, de uzi, mesajul pe care l-ați primit de la îngeri este: considerați fundația pusă și îmbrățișați-vă emoțiile. Mesaje pe care, dacă nu greșesc, unde le-am mai văzut? Le-am mai văzut la câteva zodii care le-am făcut. Îmbrățișați-vă emoțiile. Ori la scorpion, ori la balanță, dacă nu greșesc. La capătul setului de cărți, înapoi la ceea ce iubiți. Întoarceți-vă la ceea ce iubiți. Reevaluați-vă dorințele. Unii dintre voi, unii, asta pentru că a venit cartea invers, dar deși acestea n-ar trebui să le citesc invers, dar totuși a venit invers, cu un scop. Unii încă nu puteți să vă reevaluați dorințele. E o încăpățânare, da? Pentru că sunteți semn fix, suntem, bine, eu am doar ascendentul, vă rămâne de văzut ce aveți voi pe aici. Da, este nevoie să vă întoarceți un pic în voi, în sinea voastră și să vă reconsiderați fundația emoțională. Interesant mesaj. O fundație, un templu emoțional, un corp emoțional, corpul, aura emoțională. Interesant, să puneți acolo bazele. E o nevoie de o transformare. În continuare, ce aveți? Alegeți dragostea. Alegeți dragostea. 2 și cu 1. Interesant, 2 și cu 1, 3. Da? Și cartea aceasta, tot 3, este, doar că e invers. Aici e o problemuță. E o problemuță. Încă unii dintre voi, mai ales că sunteți marcați de această zodie a leului, încă vă manifestați ego-ul, că asta înseamnă ego, înseamnă dorință, da? Dorințele din această perspectivă a dintr-o perspectivă negativă, să zicem. Asta pentru că e singura carte care a venit invers aici. Interesant. Unii dintre voi, și ce înseamnă negativă? V-ați obișnuit într-un anume fel. Că sunteți totuși zodie fixă. V-ați obișnuit, unii poate încă trăiți proiecțiile altora, proiecțiile societății, a familiei. Asta e. Încă trăiți. Și încă nu puteți, unii dintre voi, fără supărare, încă nu puteți să alegeți adevărata dragoste, da? Ia, se vede? Nu puteți să vedeți adevărata dragoste față de voi, față de cei din jur, e nevoie. Încă nu v-ați întors. Nu degeaba a apărut cartea invers și o las așa. Considerați fundația pusă și îmbrățișați-vă emoțiile. Unii dintre voi chiar lucrați la o casă, lucrați în casă, vă redecorați, cum fac și eu, da? Vă redecorați casa, ce mai simt? Asta vă aduce multe bucurii, faptul că aveți un loc sigur, un loc în care puteți să vă ancorați în momentele în care vă pierdeți, să zicem, că toți ne mai pierdem. Toți avem momente de dubiu, de frică. Uită-te cât de angajat ești în ceea ce iubești. Ah, drăguț! În momentul în care reușiți să vă întoarceți în voi și să vă reconsiderați dorințele dintr-o altă perspectivă, și spirituală, și emoțională, că e 2020, da? Și reușiți să alegeți dragoste, o dragoste adevărată. Întotdeauna, you always have choice. Făți alegerile cu dragoste, da? Nu din ego, nu din frică, nu din nevoia de stabilitate, din dragoste. Și aici e o problemuță la unii dintre voi, să zicem. În momentul în care reușiți să alegeți din dragoste, puneți în acel moment, instantaneu, e piatra de căpătăi. Da? Considerați fundația pusă la un nou templu emoțional. Ce frumos mesaj! Un nou templu, îmbrățișați-vă emoțiile. Un nou templu care vă va proteja în aceste vremuri foarte provocatoare. Din seria cealaltă, cum a ieșit, a venit cuvântul cealaltă. Ați primit Sensual Awakening, o trezire senzuală, bărbatul de pe pământ și femeia din cer. Unii dintre voi, dacă sunteți femei, aveți
în preajmă un bărbat pământean pe care îl treziți, aveți această putere să-l treziți la spiritualitate, la o altfel de senzualitate. Interesant că aveți două cărți care vorbesc de trezire, Jupiter, îngerului Jupiter trezit, da, sau care vă trezește și dansul planetelor. E o chestiune care ține de sinastrie, de tranzite planetare, da? Între voi și cineva există o sinastrie suficient de pozitivă cât să treziți pe cealaltă persoană să vină spre voi într-un fel sau altul, să învețe să se transforme și voi, evident, să vă transformați în așa fel încât să vă potriviți, să fuzionați. Și această transformare se face printr-o trezire la nivel senzual. Mai ales dacă aveți a face cu un personaj, bărbat sau femeie care manifestă latura masculină terestră, pământeană, foarte ancorată în materialitate, da? Mai ales, se întâmplă această trezire. Simțiți că lumea voastră emoțională, senzuală, este în preajma cuiva altfel. Simțiți lucrurile altfel. Dacă sunteți bărbați, probabil că există o femeie, woman of the sky, așa simt acum mesajul, woman of the sky, o femeie din cer, o femeie. Probabil cu marcaj, mai mult marcaj pe aer, să zicem, așa simt, așa zic, care vă ajută să vă treziți simțurile la o nouă vibrație. Dar să nu uităm că, în general, latura feminină, pentru că este receptivă, este cea care aduce primele informații, aduce, prima, este prima care aduce informațiile și atunci este cea care ghidează, de fapt. Intuiția, receptivitatea este cea care ne ghidează. Din acest motiv, latura feminină sau femeia, sau latura feminină, neapărat femeia, este cea care a trebuit să ne conducă către creșterea noastră spirituală. Iau temperatul. Da, cineva e încăpățânat. Puteți să fiți foarte bine voi. Evident că poate să fie și un berbec și un taur, dar orice altă zodie dacă nu vă simțiți voi. Cineva vrea să controleze. Să nu arate eventual cât suferă. Cât suferă. Aha, interesant. Pentru unii, dacă aveți de-a face cu un bărbat însurat sau cu, da, un bărbat însurat, bărbatul acesta însurat nu e foarte fericit. Asta e. Și unii aveți posibilitatea, da, dacă vă îmbrățișați emoțiile, să oferiți și celor care au nevoie de așa ceva, da? Emoții, compasiune, drăgălășenii. Și există cineva, da, cineva încearcă să arate puternic, dar în spate plânge, e depresiv, se simte singur în cuplu. O, da, are argumente. Ho, săracul om. Și trece prin această, eremitul, trece prin această, bine, poate fi orice zodie, dacă vreți să fie și fecioară, e treaba voastră. Trece prin această perioadă, noaptea, cum zice, dark night of the soul, da, noaptea întunecoasă a sufletului. E o transformare ce se întâmplă în viața acestui om. Și trebuie să-și trezească intuiția, să înceapă să se conecteze, să-și înțeleagă la lucruri superioare, sensual awakening, da? O trezire senzuală. Sau trezirea simțurilor, da? Ei, și trebuie să înțeleagă lecția spirituală cu eremitul și marea preoteasă, trebuie musai să înțeleagă această lecție. Posibil, unele doamne să ghideze acest personaj într-un mod foarte delicat. Unele doamne, nu toate doamnele, nu toate. Nu. Cele care sunt în această postură de mare preotese. Cele care sunt în această postură, da. Știu că doamnele leoaice vor să conducă în general, dar nu toate conduc în direcția bună, mai ales, cum am zis, dacă se lasă guvernate de ego sau de intuiție sau de. Da, știți, am înțeles, da? Ați înțeles. Leuți, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu, ia uite asul de bâte. Un nou început, da? Cu cineva sau cu voi înșivă, octombrie 2020. Ok. Ia, asta să-l dau un pic mai acana. Cuvintele astea. Acana. Cată. Și cum am zis, ceasălalt.
Central, aha, valetul de monede, interesant. Doi de monede. Asul de cupe, frumii, frumii. Temperanța. Și mai frumii pentru unele, doamne, eventual nebunul. Eu sunt nebunul care te iubește. Aha, 10 de spade în prezent. Dragi leuți. Oh, regina de spade pe care am văzut-o în timp ce am amestecat cărțile. Regele de cupe. Ce frumii! Păi da, e mare diferență între unul și celălalt. Am zis că cineva, chiar dacă apare regele de cupe, totuși vorbim de emoții, îmbrățișați-vă emoțiile. Cineva vă influențează frumos. 6 de spade, poziția fricilor, dorințelor. Oh, da, frumos, l-am văzut și mai devreme, parcă asul de spade. Roata norocului, super! Super! Trebuie să alegeți. Wow! Când ajungem acolo, sper să nu mi se citesc. E frumos. La cap, wow! La capătul setului de cărți, Regina de Cupe. Regina de Cupe și în poziția persoanei sau energiei care vă influențează exterior, aveți Regele de Cupe. Dar vi s-a zis, îmbrățișați-vă emoțiile. Sunteți copleșiți de emoții. Există cineva care vă consiliază din punct de vedere emoțional, spiritual, sufletesc. Da? Cineva vă poate consilia, vă poate susține. Vă poate fi un umăr pe care puteți să plângeți. Regina de cupe. Ia să vedem. Da, eventual există o consiliere pentru cuplu. Da? Ce mai simt? Există cineva care vă iubește. Poate să fie chiar același personaj, că nu putea să apare de două ori. A apărut aici ca influență exterioară, mai apare același personaj, bărbat, femeie, nu contează. Și nici zodia, probabil că aveți aspecte pe lună sau în casă de apă. Același personaj apare și aici. Eu zic că e același personaj, da. Care vă... șase de cupe, cu care simțiți o conexiune aparte, telepatică, emoțională, sufletească, cu care ați vrea să fiți împreună, îi vedeți eventual ca flăcărea voastră geamănă. Însă, trecând peste asta cu flăcări, gemene și suflete perechi, personajul poate să fie chiar și de pământ, da? Chiar și de pământ, pentru că sunt totuși arcane minore. Cineva își dorește să construiască trei de monede. Această relație, într-un mod frumos. E vorba de relație și la șase de cupe și la patru de băte. Vrea să meargă mai departe cu voi. Da? Către 10 de monede, către abundență, către o relație stabilă. Da, cineva vrea să construiască. Dar cineva care are emoții profunde. Vă iubește cineva, măi. Cineva vă iubește. Dacă aș avea timp să-l și clarific, ce minunat ar fi. Deci, central, valetul de monede. Valetul de monede. Poate să fie un semn de pământ care vă vede într-un mod de ca și când cineva, semn de pământ, orice semn. Orice semn poate fi. Dar există probabil marcaj în mod special pe semne de pământ, Fecioară, Taur sau Capricorn. Ideea este că acest personaj, nu simt că sunteți voi, acest personaj vă vede ca pe un obiect de preț. Se uită la voi ca la o valoare. Da? Monezile sunt valori. Se uită la voi ca la o valoare. Ar dori să comunice. Poate și voi vreți să comunicați cu ei. Este o stare pentru că e valet. Da, sunt mesagerii, valeții, nevoia de comunicare, dar valetul studiază, vă studiază eventual. Cum de puteți să ieșiți în evidență? Interesant. Unii dintre voi ieșiți în evidență pentru acest personaj. Așa simt, așa citesc și sunt foarte curioasă cum rezonează cu voi. Poate că și voi, în sufletul vostru, sunteți atrași într-un fel sau altul de acest personaj. Nu doar el de voi. Nu doar el de voi. Este un stadiu în care vă studiați unul pe celălalt, ați vrea să comunicați tocmai ca să învățați mai multe despre celălalt, să învățați cum să
Cum să puneți această fundație? Cineva vrea să pună piatra de căpătăi la o fundație, apropo. Da? Și are multe emoții pentru voi. Și voi aveți pentru ei într-un fel sau altul. Da. Problema este că trebuie să alegeți. Și voi și ei. Ei trebuie să aleagă eventual între voi și altcineva. Voi trebuie să alegeți între ei și altcineva. Este un moment de alegeri, de echilibristică. Trebuie să analizați care valoare este, care personaj, care situație, poate să fie și job, și proiect, și un dar de bani, evident. Interesant. Unii dintre voi care lucrați la casa voastră, probabil că așteptați un plus financiar dintr-o direcție. Deocamdată, acum faceți echilibristică cu banii. Asta pentru că unii dintre voi chiar lucrați la casă și a apărut, da? A apărut casa și aici. Am zis construcție, da? Construcție, colaborare. Casa poate să fie și relație, evident, dar acum vorbeam de lucruri practice și adevărate și reale. De 3D. Chiar aveți nevoie de niște bănuți până scoateți voi de la bancă, eu știu ce aveți acolo pus. Probabil e un termen. Nu puteți să scoateți de la bancă până nu ajungeți la o anumită dată și aveți nevoie de un plus de bani. Și faceți echilibristică. Asta pentru această fundație, pentru casă. Un mesaj pentru unii. Trecând peste asta. În trecut, în ultima vreme, aveți asul de cupe. Asul de cupe pentru că aveți 10 de spade în prezent. În prezent începeți. Începeți acest proces de transformare, dragii mei, că nu degeaba a venit, ia uite unde era cartea. Da? Întoarceți-vă, frumoșilor, dragilor, strălucitorilor. A venit cartea invers, singura a fost care a fost invers. Întoarceți-vă la ceea ce iubiți. Reevaluați-vă dorințele. Am zis că unii dintre voi, fără supărare, ați trăit niște proiecții. Pentru unii, cineva v-a rănit profund. Că nu contează zodia, voi știți ce zodie v-a rănit profund, dar v-a rănit cineva. Și de ce ne rănesc oamenii și situațiile? Pentru că trăim niște proiecții. Pentru că dacă am fi ancorați în realitatea noastră emoțională, în realitate, în fundație, în templul nostru emoțional adevărat, ne-am simțit protejați și nu ne-am mai simțit răniți. Interesant. Da? Pentru că aveți acest 10 de spade în poziția prezentului și viitorul apropiat, cred că și asul de cupe și temperanța în trecut, cred că ați început în ultima vreme, cât înseamnă ultima vreme, iar poate să varieze, ați început să vă vindecați. Ați ales cupa vindecării, a autoanalizei. Știu, e analiză și aici. Asul de spade pe care vi-l doriți, analiză, dar nu doar analiză rațională, ci și emoțională. Vreți să vă îmbrățișați emoțiile. Și, dragii mei, avem și emoții pozitive și negative și ca să ne fie bine în această îmbrățișare cu noi înșine, pentru că asta e dragoste față de noi, dar nu egoistă, nu, sinceră, necondiționată. Dacă vrem să ne îmbrățișăm, trebuie să ne înțelegem și emoțiile negative și situațiile negative și atunci trebuie să le vindecăm, da? Temperanța. Trebuie să ne echilibrăm emoțiile. Și unii încă sunteți în această energie. Vă simțiți trădați, umiliți, epuizați fizic? Unii poate chiar știu că vorbesc de zodia leului. Ați zice că vai, că toată lumea, toți leii sunt puternici, dar zăzume de vreme, în spatele împăratului ce era, da? Da, vă simțiți unii drăguții leuți, v-ați simțit atacați mental, energetic. Sau pur și simplu proiecțiile pe care le-ați trăit v-au dezamăgit. O, da,
Proiecțiile pe care le-ați trăit v-au dezamăgit. Și acum trebuie să alegeți dragostea, cum a zis mai devreme, dați în urmă, alege dragostea. Ați început să alegeți dragostea într-o formă sau alta, unii urmează, da? E undeva la bază. În primul și în primul rând, ca să alegi dragostea, trebuie să te iubești. Trebuie să înțelegi că dragostea este cea care primează în această viață. Trebuie să te conectezi la îngeri ca să te vindeci. În viitor îndepărtat aveți acest nebun. Nevoia de a renaște în prezent, da? Acum sunteți în această nevoie de a renaște și aveți nebunul. Vreți să o luați de la zero, într-o direcție. Eventual să vă faceți o casă nouă, în altă parte. Sau, cum am zis, să vă rearanjați casa. Mai vedem. Poziția sfatului. Regina de spade. Regina de spade. Posibil să fie totuși un semn de aer care v-a rănit. Ca ce semn de aer? A vrut să fie cu voi sau cu partenerul, partenera, iar poate să varieze. Un semn de aer. Sau poate nici nu a vrut. Poate este un semn de aer care, eu știu, ați negociat ceva, deci poate să fie și la job acest lucru. Ați negociat ceva, ceva n-a mers cu un semn de aer. Și vă simțiți și voi răniți și probabil că și ei se simt răniți. Însă sfatul vine, ca și regina de spade, să comunicați. Să comunicați. Că regina de spade vorbește. Eventual să-i lăsați să vorbească. Să dezbateți situația ca să o înțelegeți. Pentru că vă doriți asul de spade. Vă doriți înțelegere asupra lucrurilor. Vă doriți victorie. Și veți avea. Veți avea victorie. Veți avea. Probabil unii dintre voi aveți niște chestiuni legale, dar mai ales dacă vă faceți casă, dacă aveți nevoie de niște finanțe, da? Niște chestiuni legale, simt, cu această regină de spade. Regina de spade și o persoană divorțată sau văduvă. Asta în cazul în care ați pierdut pe cineva și pierderea aceasta poate să... Interesant cum vine mesajul tocmai astăzi. Pierderea aceasta poate să se fi întâmplat acum mulți ani și încă nu ați vindecat-o, dragii mei. Încă nu ați vindecat-o. Ați pierdut pe cineva, unii dintre voi. Că am văzut împăratul și 5 de cupe, cineva care plânge după pierderea cuiva. Voi arătați puternici, dar în spate pierderea cuiva încă vă afectează. Interesant mesaj. Dacă ați avut probleme de sănătate, unii dintre voi, am zis, sau mă repet, nu știu, ați început să lucrați cu diferite tehnici, naturiste, spiritualitate, eu știu, cu îngerii, psihologie, ce ați făcut, ce faceți, variază de la unii la alții, ca să vă vindecați, vreți vindecare, vreți vindecare. Interesant, dragii mei, pentru unii dintre voi, și dau mai multe, că așa se întâmplă, la anumite etalări curge povestea, la altele sunt mai multe mesaje care vin. Unii dintre voi aveți un copil în semn de pământ. Aici este o problemă. Aici este o problemă. Ce face? Simt nevoia să iau, dacă e copil, ia să clarific. Ce face acest copil? Clarificăm dacă e copil. Ce face acest copil? Valetul de monede. Apare luna. Acest copil are niște secrete? Sau aveți niște frici emoționale? Niște chestiuni care țin de...
Nu vă spune totul. Deci o să întrerup un pic, de fapt continui, da. Regele de spade. Se complică lucrurile. Da, în primul rând, cu acest copil, unii dintre voi, nu toată lumea, probabil vor fi doar 2-3. Cu acest copil, dacă aveți copil în semn de pământ, acest copil nu comunică, regele de spade, nu-și comunică adevărul din niște frici emoționale, probabil sunt niște chestiuni. Am văzut regina de spade, regele de spade, toți țin de divorț, probabil e o chestiune care e mama implicată în această stare de frică, de lipsă de comunicare, ceva, e o problemă, da? Așa, trecând peste asta, dacă nu-i copil, este un tânăr, pentru unii dintre voi, semn de aer, de pământ sau apă. Un tânăr, că văd semn masculin, da? Care ar vrea să comunice cu voi, ce nu a comunicat până acum din motive de frică. Posibil să fie semn de aer, mai tânăr decât voi. A, interesant. Bărba, femeie, dacă vreți să fie ieși. Așa. Este foarte rănit. Probabil și pentru că v-a trădat pe voi, v-a mințit, nu a spus adevărul, da? Secrete și regele de spade invers. Ar vrea, își dorește. Se gândește la voi că e în centrul vostru. Voi sunteți centrul lor, centrul inimii lor. Ha, interesant mesaj, măi. Rămâne de văzut dacă vă dă un telefon, că asta înseamnă și telefon. E mobilul, da? Țăc, 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 apasă pe taste. Rămâne de văzut. Wow. Uai, de mine. Da. Unii dintre voi, acest tânăr, fuge, a fugit și această fugă a fugit de emoții. A fugit de emoții, a fost frică de ce simte, e central. Sunteți în sufletul lor, poate și voi sunteți, ei sunt în sufletul vostru pentru unii dintre voi. Că-i copil, că-i tânăr, cineva mai tânăr, mai tânără, care vă admiră, nu știu, a vrut ceva, da? Și a fugit la un moment dat. A fugit. Și această fugă a adus, ia uite, de 2 ori apare 10 de spade, a adus acest sentiment de trădare, de durere cumplită, obsedantă, intoxicantă. Pentru că, probabil, acest tânăr sau tânără a dorit o aventură, aici semnul de foc. A fost o obsesie sexuală. Wow! Obsesie sexuală care nu a fost împlinită așa cum anticipa personajul respectiv. Vai de mine ce e aici! Pentru cine, deja mă simt obosită, pentru cine ai citit, da, a avut fantezii de care a trebuit să se vindece. Wow! Ok. Să le punem. Mamă. Da. Acum că e mai tânăr, ce diferență de vârstă? Poate să fie și de câțiva ani, poate să fie de mai mulți ani, da? Cineva, da, clar. Mai, ce stare. Unde mi-e ametistul? Fantastic, nu mă așteptam la așa ceva. Și atunci sfatul este dacă vrea să, acest personaj totuși vrea să comunice într-un fel sau altul, ar vrea să spună ceva, dacă o face într-un fel mai puțin plăcut, întâmpinați-i cu temperanță, cu compasiune, că voi lei puteți să fiți așa. Puteți să fiți când vreți. Când vreți, puteți să fiți. Unii știu că manifestă soarele negativ, soarele negru, alții îl manifestă pe cel adevărat. Uah, ce etalare! În poziția fricilor, iar aveți semn de aer, 6 de spade. Ați vrea să vă detașați de această poveste despre care am zis unii dintre voi. Ați vrea să vă detașați, eventual de trădări, de dureri, de alea, de alea, de alelalte. Să mergeți către ce? Către lumină, către soare, către ceea ce reprezentați voi. Și o să faceți pentru că aveți nebunul. Aveți nebunul, da? Uite, soarele aici lângă voi. Și o să o luați de la zero. Acum, că poate fi chiar acest personaj, unii dintre voi chiar așa simt, un personaj, semn de aer sau de pământ, își dorește foarte mult să vorbească cu voi. Acest nebun poate să fie chiar acest personaj care s-a purtat într-un fel nebunește și v-a trădat. Da, ăsta e adevărul. Și totuși vrea să facă o altă nebunie, vorba vine, săriște și să comunice, să-și spună adevărul. Simt foarte mult balanță cu regina de spade și cu 6 de spade. Poate să fie și vărsător, poate să fie și geamă. Puh!
Exterior, dragii mei, aveți un rege de cupe, alt personaj. Alt personaj care vă inspiră, dragii mei, la iertare. Acest personaj poate să aibă doar luna, da? Poate să aibă doar luna în semn de apă sau ascendent, da? Un personaj care vă alină, vă inspiră, vă arată, vă învață cum să vă controlați emoțiile, mai ales dacă sunt negative, cu 10 de spade și 6 de spade în poziția fricilor. Poate vă e frică să plecați lângă cineva, poate vă e frică să plece cineva din... Da? E, variază. Însă, veți trece. Veți trece. Am senzația că acest personaj vă ajută, regele de cupe. Asta pentru că la capătul setului de cărți am văzut regina de cupe. Vă completează și chiar dacă nu sunteți un cuplu împreună, poate să fie un prieten de suflet, o prietenă de suflet, un psiholog, da? Cineva vă ajută. Variază. Să nu uitați că variază, o etalare colectivă. Poate să fie cineva care vă iubește profund. Ar trebui să-l clarific, dar deja am vorbit și m-am consumat foarte mult numai la acest vale de monede. Și cât s-a făcut? S-a făcut destul. În poziția dorințelor, vă doriți un nou început. N-aș vrea să vă induc în eroare, să zic că vă doriți semnul de aer. Și dacă ascultă acest semn de aer să-și facă iluzii, n-aș vrea. Eu zic așa, pentru că vreau să nu țin să fiu comercială și nici să provoc lucruri pe care n-ar trebui să le provoc. Vă doriți adevărul, vă doriți victorie. Dacă ați avut aceste blocaje, aceste dureri, aceste... Ce-or fi fost ele? Care cred că se oglindesc, așa simt, pentru că văd aici și regele și regina de cupe, văd și pentru unii flacăra geamănă, se oglindește ceva și în relația voastră și în relația lor. Înțelegeți, da? Vă doriți adevărul. Vă doriți eventual un nou început cu oricine, dar în adevăr, în dreptate, în lumină. Pentru că au fost lucruri secrete, lucruri care nu s-au spus. Probabil că doar s-au simțit. S-a simțit această dragoste, dar de spus nimic pentru unii dintre voi. Nu știu pentru cine citesc, dragii mei, mă așteptam la altceva, la săgetător a fost superbă etalarea. Wow! Asul de spade. Da, e bine că e în poziția dorințelor, e bine că vă doriți așa ceva. Este Excalibur, dragii mei. Este Excalibur. Da? Și Sfântul Graal, vă zic, și pentru cei care, că mulți au mai învățat din etalările mele și nu doar ale mele. Unii se uită și învață uitându-se și ascultând. Dar este Sfântul Graal, da? Este cupa aceasta sacră, conectarea cu voi, cu Spiritul Duh, da? Cu Duhul Sfânt, cu Spiritul Divin, asta vreau să zic. Împărtășirea cu Duhul Sfânt, cu sângele lui Dumnezeu și cu trupul său. Și apoi... Vindecarea care a început deja, dragii mei. Încă mai simțiți niște dureri, dar a început vindecarea. Acum începe să se manifeste dreptatea. Asul de spade îl văd acum ca o dreptate. Într-un fel sau altul. Vă doriți dreptate. Eventual, pentru unii vă doriți o nouă relație cu cineva care este sincer și deschis cu voi. Sincer. Aveți nevoie de sinceritate. Nu mai vreți secrete. Nu mai vreți secrete, dragii mei. La capătul setului de cărți ce aveți? Roata norocului. Se schimbă energia. 10 octombrie, da? În octombrie schimbați energia. Evident că poate să fie o întâlnire de destin. Oh. Aici sunteți voi, leuții. Se schimbă energiile. Și e bine că e confirmat și de nebun. Se schimbă povestea aceasta dureroasă. O simt. Deci nu știu. Deci nu știu dacă mă simțiți cum vorbesc. Simt această durere. Aș vrea să mă conectez la alte informații. Pentru că vorba aia, manifestăm atâtea povești în viața noastră. Dar îmbrățișați-vă, vindecați-vă emoțiile ca să îmbrățișați emoțiile pozitive. Să nu uit...
Este dansul planetelor, am zis, întoarceți-vă, back to who you love. Posibil acest back to who you love, așa simt acum, este să fie întoarcerea cuiva la voi, pentru că vă iubește, cineva se întoarce la voi. Wow, ce etalare am! Cineva se întoarce la voi, alege dragostea și se întoarce la voi. Fantastic, ce etalare! Mai, mai, mai! Da! Bărbatul de pe pământ, am zis, ia uite ce interesant, bărbatul de pe pământ, da? Valetul de monede și femeia din cer, semn de aer. Vedeți cum, că nu vreau să mă fixez la un singur scenariu, că văd mai multe scenarii, văd mai multe scenarii, mai multe povești în această etalare și deja mă cupresesc toate stările pe care le simt. Simt multă durere, simt multă durere în această poveste. Acum, că a fost un semn de aer, că semnul de pământ are și el, că poate a fost semn de pământ care nu se poate exprima din cauza unor frici, din cauza unor, da, traume emoționale vechi. Cum ați văzut, dați-mă în urmă când am clarificat. Fantastic. Mai, dacă, nu știu, sper că, bănuiesc că mă simțiți cum sunt. Doi de spade. Pentru mine doi de spade e cineva cu marcaj în balanță. Și suntem, avem și 10. Și avem și acest marcaj al balanței. Vreți să schimbați, în primul rând, vreți să schimbați energiile. Și e bine. Se confirma și de 10 de spade și de nebun. Și să alegeți, că asta vă doriți, asul de spade și acum știți că trebuie să alegeți ca să schimbați. Asta e. Aici sunteți voi, regele de băte. Poate să fie un alt semn de foc, că aveți Jupiter. Jupiter poate să fie și săgetător pentru unii. Sau berbec pentru alții. Oh, ce frumos! Oh, ce frumos! Wow! Aveți un cuplu divin, faceți un cuplu divin, da? Rege, regină și valetul. Multă pasiune între voi doi. Și uite, mama, tata și copilul, da? Și am văzut și mai devreme rege, boy, regele de cupe. Măi, sunteți, cred că aici vorbesc de cineva care sunteți într-o legătură, nu știu cât o să țină relația, pentru că nu văd într-o simplă etalare, dar sunteți în legătură cu flacăra voastră geamănă, cu partenerul vostru divin. Și știți că flăcările gemene nu rămân împreună, dar uneori se întâlnesc pentru niște treziri, sensual awakening, angel of Jupiter awaken, da? Aveți regele și regina de cupe. Ați văzut mai devreme, dați în urmă, regele de spade și regina de spade. Acum apare regele de băte, regina de băte, valetul de băte. M-ați terminat, efectiv. Și împărăteasa, creștere, abundență. Evident, partenerul divin. Da? Femeia divină. Femeia divină. Puh. În momentul în care alegeți schimbarea, alegeți schimbarea, manifestați acest partener divin. Mai ce stare am. Fantastic, da. Valetul de cupe, ia uite, regina de cupe, fantastic. Regina de cupe, regele de cupe și valetul de cupe. Iar mama, tata și copilul. Măi, master, ce să mai... Nu, evident că exagerez acum ce spune ceva, da. Da, și se vor manifesta oarecum în secret lucrurile, că apare și luna. În secret... Se va schimba încet, vreau să zic, neapărat secret, încet. În ritm lunar, mai bine zis. Hai să-mi refac exprimarea, să nu vă considerați eu știu ce, dar în ritm lunar se va schimba toată această, așa simt. În ritm lunar, de la lună la lună, de la lună nouă la lună plină, lucrurile vor merge într-o nouă direcție. Da, cineva lasă în urmă o relație. Cineva lasă în urmă o relație dezechilibrată, da? Și merge nouă de cupe către îndrăgostiți. Și asta e undeva prin noiembrie, poate chiar decembrie, poate cine știe cum, da? Că asta trebuia să fie finalul, da? Wow! Deci finalul a rămas, ca să nu vă zăpăceți prea mult, roata norocului. Restul toate au venit pe noiembrie. Vai de mine, cât a trecut, ce a trebuit să clarific, trebuie să clarific multe, ia clarificăm regele de cupe,
Frecile de cupe poate să fie un scorpion și pentru unii cu scorpionii nu e prea ușor de... Mai ales dacă sunteți frecile de cupe. Posibil semn de pământ pentru unii, poate are marcaj în semn de apă, care așteaptă o victorie, așteaptă să vină în fața voastră, influență exterioară, da? Cineva vine, da? E în exterior. Așteaptă de mult timp. Acest personaj, nu contează zodia, nu, dar are marcaj în semn de apă, în semn de pământ și în semn de foc. Dacă îi cunoașteți harta, e minunat. Că nu vreau să fac, v-am zis, să vă fixez pe o singură zodie, că ar fi o prostie și ar fi o lipsă de profesionalism și de sinceritate. Deci acest personaj are multă dragoste pentru voi. Nu va arăta dragostea. Asta și-a așteptat. Asta și-a așteptat. Asta și v-a urmărit. V-a urmărit, v-a studiat. Și își dorește foarte mult să vină înspre voi, să vă impresioneze, să vă atragă atenția. Când voi nici nu știți, poate nici nu știți exact. Poate să fie una și aceeași persoană care v-a rănit. Și v-a rănit pentru că voi vreți exprimări, vreți să fiți emoționali, vreți să fiți, sunteți altfel, sunteți jucăuși, sunteți psicuțe. Și dacă cineva nu v-a arătat aceste lucruri, suferiți, vă simțiți răniți în egoul vostru, da? Ia uite, iar s-a oprit aici. Flăcări gemene, flăcări gemene. De să construiți această legătură foarte profundă, ia uite, telepatică, emoțională, iar apare regina de cupe. Una și aceeași persoană, da? Multă, multă pasiune. Cineva a fugit. Sau trebuie să-și facă o strategie. Cum să ajungă la voi? Nebunul? 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 Cineva în secret. Vrea să riște. În secret cineva vrea să riște să vină spre voi. Ia uite. Flacăra, mai, băi, deci nu se poate. Flacăra voastră, geamănă. Da, vrea să lase. Să lase în urmă cupele goale și să se transforme emoțional, să vină spre voi. Acum găsiți-vă voi zodia, dacă vreți. Dar e multă pasiune pentru cineva. Cineva e pus pe un piedestal, am zis. Și acest personaj vă vede ca destinul vostru și vrea să transforme lucrurile. Să se exprime. Evident că pot să fie două, trei personaje, dar poate să fie același om care se manifestă din punct de vedere lunar, din punct de vedere marțian, din punct de vedere venusian. Înțelegeți, dragii mei, că sunteți isteți. Vă rog, creați-vă scenariul, povestea. Voi știți mai bine care este. E o etalare colectivă și atât de scurtă, atât de scurtă. Și deja... Uite, m-a consumat, m-a consumat. Am simțit multă durere aici, multă durere în această poveste. Vă pup, vă iubesc, dragii mei, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și protecție divină, inspirație divină, hai să zic, inspirație divină. Și aveți aici inspirație, aveți și vindecare, dragii mei, da, inspirație și da, Marea Preoteasă. Vă pup, pa, pa!